Aproape 70% dintre fântânile și izvoarele din Republica Moldova au apă contaminată, improprie consumului, spun autoritățile sanitare care au depistat compuși chimici periculoși pentru sănătatea oamenilor. Specialiștii au prelevat probe și din izvoarele din zonele de agrement din Chișinău, iar rezultatele sunt de-a dreptul alarmante. În unele locuri, conținutul de nitrați și bacterii periculoase depășește chiar și de peste 10 ori norma admisă. Apa rece de izvor din acest parc, aflat în cartierul Sculeni din Chișinău, e ca o mană cerească pentru toți cei care vor să se recolească într-o zi toridă de vară, chiar dacă aparent e curată și limpede. Specialiștii au constatat în urma analizelor că apa e foarte poluată cu nitrați, niște componenți chimici extrem de periculoși pentru sănătate. Autoritățile au afișat și un avertisment că izvorul e contaminat și apa nu e bună de băut, însă unii oameni nu țin cont. Trifan Moravski spune că face sport aproape în fiecare zi în parc, iar după antrenament își potolește setea aici. E bun, e dulce, îmi place. Potolești setea bine? Da. Câtă apă beți așa, plus minus, pe zi? La 2 litri. Foarte plăcut, rece și, nu știu, simt că adică e vine din pământ, că e rece. Dar de la robinet nu e așa de gustoasă. Văd persoane că vin și iau cu sticlele apă, înseamnă că e bun. Unii au înțeles însă că apa izvorului e poluată și evită să o consume. Ia uite de unde cât curge, cât canalizație curge în pământ și unde se duce. Aici vine, în iasă, aici. Specialiștii de la Centrul de Sănătate Publică Chișinău au prelevat probe de apă din izvoarele aflate în parcurile Valea Morilor, Valea Trandafirilor, la izvor, dar și din localitatea Vadului Vodă. Rezultatul arată valori mult depășite la nitrați și alte componente chimice. Pentru nitrați sunt și de 3 ori depășiți. Bacterii coliforme sunt și peste 100 și ceva. Norma trebuie să fie 0. Vă imaginați, e mai receptiv la conținutul sporit de nitrați în copii. Ei poate să dea intoxicații cu nitrați și poate să ducă până la decese. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică spun că fântâni și izvoare cu apă contaminată se găsesc în toată țara. Sute de astfel de surse de apă sunt declarate nesigure pentru consumul uman, dar încă mai sunt folosite de cei care nu sunt conștienți de riscurile la care se expun. Potrivit autorităților sanitare, izvoarele și fântânile din Republica Moldova au fost poluate din cauza folosirii în exces a îngrășămintelor în agricultură și a gestionării incorecte a deșeurilor. În prezent, peste 97% din locuitorii de la orașe au acces la apă potabilă în sistem centralizat, iar în sectorul rural, circa 43% din locuitori au apă la robinet.